În Dâmbovița, DSP mai are disponibile 9014 doze de vaccin. Toate au fost retrase de la folosire, direcția așteptând instrucțiuni de la minister pentru a ști ce să facă cu ele. Valoarea dozelor retrase se apropie de 1 miliard de lei vechi. Motiv, Ministerul Sănătății nu și-a mai permis să vaccineze, adică să expună la un risc prin injecție populația nevaccinată până în acest moment. Efectul în populație, de fapt, efect care a lansat această panică, nu este pentru lotul vaccinat. Pentru Dâmbovița am vaccinat aproximativ 17.000 de oameni, de bolnavi sau de sănătoși, neavând până în acest moment o reacție adversă. Efectul ar fi fost pe populația care am mai fi vaccinat-o cu componenta antigenică scăzută, față de care organismul n-ar fi produs anticorpi în concentrația protectoare. În această iarnă au fost vaccinați 17.000 de dâmbovițeni. Vaccinarea s-a făcut în perioada în care vaccinul era eficient. În județ nu au fost cazuri confirmate de gripă, dar nici nu s-a constatat circulația vreunui virus gripal.